Senatorul Vasilică Poteca, afiliat grupului parlamentar AUR, consideră că declarațiile premierului cu privire la creșterea de anul viitor a pensiilor cu 40% este o declarație hazardantă, dar și populistă, în condițiile în care România nu are bani să plătească pensiile nici acum, la sfârșit de an. Potrivit senatorului, nu trebuie sacrificat totul pe spinarea românilor, doar pentru câștigarea alegerilor de anul viitor. Există o altă sursă de îngrijorare la această oră pe care AUR o spune, faptul că nu am adus bugetul în Parlament. Nu există un buget sau o schiță de buget trimisă Parlamentului ca să o discute. Asta este o altă problemă. O ultimă problemă la care atragem atenția și atragem atenția în mod serios este legată de problema pensiilor. Această deșențată acțiune de a spune că creștem pensiile cu 40% la anul înseamnă lipsă de responsabilitate, pentru că noi anul ăsta nu avem bani de pensii, de unde o să avem bani la anul de pensii? Că în condițiile în care deficitul trebuie să fie între 3,4, 3,8 la anul, ceea ce înseamnă că marja în care ne mai putem împrumuta este foarte mică. Trebuie să spunem că se vor face fel de fel de, să zic așa, de artificii în așa fel încât să asigurăm cu anumite sume și plata acestor pensii și, să zicem, și o anumită creștere în ideea anului electoral. Dar asta înseamnă că dacă facem aceste artificii, va trebui să sacrificăm tot ceea ce înseamnă dezvoltare la anul, va trebui să sacrificăm tot ce înseamnă proiecte europene la anul, pentru că nu avem cofinanțări și nu avem de unde să luăm banii de cofinanțări. Deci sunt atât de multe și atât de enorm de multe probleme pe care urmează și AUR atrage atenția că nu trebuie să sacrificăm țara de dragul alegerilor la anul sau să, cu orice preț să sacrificăm pe toată lumea numai ca să ne putem să se aleagă anumiți politicieni în România.